Cine zice că este în lumină, dar pe fratele său urăște, acela este în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și sminteală nu este întru el. Iar cel ce urăște pe fratele său este în întuneric și în întuneric umblă și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui. Prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. Am adus textul ăsta în atenția dumneavoastră ca să vedem care este sursa neștiinței, sursa întunericului și sursa smintelii din viața noastră. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: fericit cel care nu se smintește întru mine. Și aici Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că ăla care iubește pe fratele său rămâne în lumină. Este un om luminat. Nu este niciun întuneric în el, pentru că el are iubire față de fratele său. În momentul în care spui că iubești pe cineva și chiar iubești pe cineva, nu ai cum să gândești nimic rău despre el. Și nu ai cum să vezi răul la fratele tău. Pentru că tu ești numai în iubire, și în iubirea dumnezească, nu în iubirea geloasă, nu în iubirea posesivă, nu în iubirea care cere tot felul de avantaje, nu în iubirea care cere tot felul de stări din astea mai mult trupești decât sufletești. Și dacă nimerim iubirea aceea adevărată și dacă reușim să fim în iubirea aceea adevărată față de fratele nostru, niciodată nu o să ne smintim nici de el și niciodată nu o să producem sminteală pentru el. Ăsta este omul care reușește să iubească. Partea a doua a discuției noastre este că întunericul are o însușire foarte interesantă de a aduce neștiința și de a aduce incertitudine în viața noastră. În momentul în care suntem în întuneric, ne-am pierdut orientarea. Asta înseamnă, de fapt, întunericul. Nu că bai de mine s-o stâns lumina. Nu. Că nu știi încotro să mergi. Și întunericul mai înseamnă că ești purtat de acest întuneric. Auziți ce spune Sfântul Ioan, Sfântul Ioan teologul, apostolul, evanghelistul, teologul, ci că întunericul a orbit ochii omului care nu iubește și el nu mai știe încotro merge. Deci întunericul ăsta are, asta este scopul întunericului, să ne orbească și să ne dezorienteze. Ai văzut când ești într-o cameră în care, gata, nu este nicio lumină. Dacă cunoști acea cameră, bâșbâi așa și băi, poate până când am ajuns la o sursă de lumină. Dar tot nu știi unde te mergi, tot ești nesigur, tot umbli așa pe bâșbâite. Așa este și în zona credinței, așa este și în zona relațiilor noastre dintre oameni. În momentul în care suntem în întunericul păcatelor noastre, nu știm încotro mergem. Îl luăm așa pe Dumnezeu după cum auzim, aici, colo, în partea cealaltă și credem că l-am găsit, dar până în momentul în care nu ne-am lepădat de păcatul nostru, nu putem să-L găsim pe Dumnezeu. Și păcatul este și al minții, și al inimii, și al sufletului, și al trupului în totalitate. Așadar, fugiți de întuneric, fugiți de nesiguranță, fugiți de incertitudine, fugiți de bâșbâiala în credință, de bâșbâiala în iubire, de tot felul de incertitudini din astea în relațiile pe care le avem și cu oamenii, și cu Dumnezeu, și cu noi înșine, și cu întreaga lume, și cu întreaga creație. Omul care este în lumină știe exact ce are de făcut. Și omul care este în lumină nu este în dezbinare. De ce zice se smintește omul care nu iubește și care nu este în lumină? Se smintește. Din ce cauză? Se desparte.
Ați văzut acum, despărțirile sunt la modă. Și despărțirile de biserică, dar și despărțirile dintre oameni. Despărțirile de la cununii, despărțirile între frați, despărțirile între părinți și copii. Ăsta este rodul și acestea sunt roduri ale întunericului care există în noi înșine. Când ne-am smintit de cineva, este clar că întunericul există în noi. Când ne-am despărțit de cineva, e clar că întunericul este în noi și lucrează. Și în momentul în care întunericul este în noi și lucrează, atunci ochii noștri se închid față de adevăr și încet, încet căpătăm acea... Ați văzut cum sunt la bolnavi care orbesc treptat? Salbește ochișorul. Noi suferim de această albeală și de această întunecare a ochiului nostru, de această înțețoșare a ochiului nostru sufletesc. Nu mai vedem lucrurile dintre frați și lucrurile dintre prieteni și lucrurile dintre soți așa cum sunt ele, în lumina credinței. Și începem să le vedem în lumina noastră personală. Așadar, fugiți de întuneric, pentru că întunericul aduce neștiință, orbire și incertitudine. Rămâneți în iubire, că în momentul în care rămânem în iubire, rămânem în lumină, rămânem în Dumnezeu și rămânem în unire, unii față de alții, așa se spune, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Când știm să ne dăm viața noastră lui Iisus Hristos, am câștigat întreaga lume și pe toți prietenii și pe toți frații și pe toți din casa noastră și întreaga lume de aici și de dincolo. În momentul în care știm să ne dăm pe noi înșine lui Iisus Hristos, dacă spunem, lasă și cu Dumnezeu, atunci începem încet, încet să pierdem și pe oamenii din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămânem în lumină. Amin.